Going live. Zero doing a shot. Am crezut că ai băgat premieră, mâncați. Nu, că n-am găsit. L-ai găsit? Da, tu ai făcut asta, mă, cine a făcut mă asta? Ieri. Ce? Match test. Eu. Da. Ce, e acolo? Da. Nu știu, nu e acolo, dar nu știu cum să șterg. Nu șterg după pisic. Ok. Băi! Asta mă costești când ajungi seara. Uite, mă, zicei că n-au apă mâncață și te cărbite, iau apă de la noi.
Bună seara, dragi iubitori ai fotbalului și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu FC Argeș. De la această oră urmărim în direct de la Bradu meciul din Liga Elitelor dintre FC Argeș Tineret și Concordia Chiajna. După o pauză de aproximativ 3 luni și jumătate, juniorii revin și ei la treabă. Să facem cunoștință și cu loturile celor două echipe. Începem cu oaspeții de la Concordia Chiajna. Antrenorul Mircea Diaconescu trimite în teren pe Iani Stanciu, în poartă jucători de câmp Mario Iordan, Alexandrescu Leonard, Dumitru Radu, Iancu Adrian, Manolache Matei, Olaru Antoni, Dănăilă David, Lungu Răzvan, Bunescu Eduard și Rădulescu Răducu. Un fault dur aici și va fi lovitură liberă periculoasă pentru FC Argeș chiar în primele minute ale jocului. Este nevoie și de intervenția medicului. De partea cealaltă, antrenorul Dragoș Radu începe în poartă cu Fabiano Bettini, jucători de câmp Șai Melim, Mane Adrian, Radu Ciuciulete, Predescu Luca, Alexandru Dinoci, Andrei Stoica, Andrei Badea, Adelin Mircea și Gino Oprescu. A fost faultat acolo Alexandru Dinoci, cred. Se resimte jucătorul nostru. Nu se pare că nu a fost vorba despre Dinoci. Și a fost vorba de numărul 77, Adelin Mircea. E lovitură liberă pentru FC Argeș. Se pregătește să execute Alexandru Dinoci. Arbitrii acestei partide sunt Bădoiu Marius Daniel, ajutat la cele două tușe de Angel Laurențiu și Bănică Octavian. Arbitrul de rezervă este Iacob Costinel, toți din Craiova. Să vedem această lovitură liberă a lui. Între timp, Adelin a ieșit la marginea terenului pentru a mai primi câteva îngrijiri medicale. Zi din patru jucători făcut de Concordia Chiajna, vine șutul lui Dinoci. Prinde Ianis. Început bun de partidă pentru FC Argeș. Este prima confruntare între Concordia Chiajna și FC Argeș. Cele două echipe au fost repartizate în seria de Est. În Liga Elitelor avem două serii, seria de Est și seria de Vest. FC Argeș a făcut parte până acum din seria de Vest. Vedem prima fază a Chiajnei, acțiune pe partea dreaptă a numărului 9, este vorba de Olaru Antoni. Vine centrarea și ce ocazie are Concordia Chiajna. Un șut peste poarta a lui Răzvan, capitanul echipei. Nu s-au coordonat acolo Fabiano și Șain. În acest sezon, echipa elitelor este condusă de doi antrenori noi. Este vorba de Dragoș Radu și de Cristi Tănase. Cristi Tănase a reușit să câștige alături de FC Argeș Under 7 prima ediție de Summer Cup. Încearcă Concordia Chiajna un atac pozițional, accelerează și va fi aruncare de la margine pentru Ilfoveni. Ilfovenii sunt foști campioni naționali. Se întâmpla în sezonul 2018-2019. Recuperează FC Argeș. Pasă în partea stângă. Respinge Radu. A fost o minge spre Andrei Stoica. Câțiva jucători au făcut parte și din lotul ediției trecute. Atunci când FC Argeș a terminat pe locul 8 în sezonul regular, având 4 victorii, un egal și 6 înfrângeri,
Iar în play-out am terminat pe locul al treilea cu 5 victorii și 5 înfrângeri. De partea cealaltă, Concordia Chiajna a încheiat pe locul al 10-lea sezonul regular cu 2 victorii, 3 egaluri și 6 înfrângeri și pe locul al 5-lea în play-out. 4 victorii, 2 egaluri și 4 înfrângeri pentru Ilfoveni. Țiune pentru FC Argeș, dar Andrei nu reușește să țină mingea în teren. De la această oră au început și celelalte meciuri ale seriei. Operează FC Argeș și vom reveni cu celelalte meciuri. Gino nu reușește acolo să pună stăpânire pe balon. Operează din nou la mijlocul terenului. Și să vedem aici. Nu reușește Adelin să țină mingea în teren. Va fi repunere din colțul careului de 6 metri pentru Concordia Chiajna. Spuneam meciurile, celelalte meciuri ale etapei sunt LPS Buzău, Dinamo, Petrolul Rapid, ACS Sporting București, CSEA Steaua, Politehnica Iași, Farul și FCSB Voluntari. Așadar, o serie foarte puternică în care a fost repartizată echipa noastră alături de unele dintre cele mai bune academii din țară. În acest moment, FC Argeș se află pe locul al 15-lea în topul academiilor. Atenție aici, trebuie să fie atent, jucătorul nostru recuperează Răzvan și este fault. Fault făcut de Shaim. Foarte bună viteza lui Răzvan. Și avem și primul cartonaș galben al partidei. În minutul al 7-lea să vedem această lovitură liberă pentru Concordia Chiajna. Se pregătește să execute jucătorul cu numărul 7, Răducu. Zi din 3 jucători făcut de formația noastră. Vine și Răzvan lângă balon, dar până la urmă îl va lăsa pe Răducu. Vine în acest moment fluierul arbitrului, vine șutul lui Răducu în zid. Mingea îi revine. Răducu. Reușim să recuperăm prin Shaim. Shaim încearcă să treacă în viteză de Alexandrescu Leonard. Alexandrescu Leonard este cel mai experimentat jucător al Ilfovenilor. Este un jucător născut în anul 2002. Pasă greșit aici, mingea sare la Dinoci. Întoarce până la urmă Luca la Fabiano. O nouă pasă greșită, recuperează Chiajna, șut peste poartă. A fost recuperarea lui Leonard. Până în acest moment, FC Argeș a desfășurat, înainte acestei partide, de fapt, FC Argeș a desfășurat 2 amicale. A reușit să câștige amicalul cu Universitatea Craiova cu scorul de 2-1 și a pierdut cu scorul de 3-2 săptămâna trecută pe terenul Rapidului, echipă pe care o va întâlni chiar etapa viitoare în Giulești. Următorul meci al echipei noastre pe teren propriu va fi împotriva celor de la Dinamo. Recuperare la mijlocul terenului al lui Răzvan. Foarte bine acolo Dinoci. Luca joacă la margine, dar va fi aruncare de la margine pentru Ilfoveni. Andrei nu reușește să țină mingea în teren. Între timp Mircea și-a revenit și el. E bine că nu a fost ceva grav la acea fază din primele minute. Fi corner aici pentru Ilfoveni. A fost greșeala lui Adrian.
va executa același răzvan de pe partea stângă. Să vedem, execută răzvan, vine centrarea în mijlocul careului și apără Fabiano. Ocazie uriașă pentru Concordia Chiajna. Vine șutul până acum pe lângă poartă. A fost acolo Bunescu Eduard, cel care putea marca. Dar portarul nostru și-a făcut datoria la această fază. Vedem din ce în ce mai multe ocazii pentru Concordia Chiajna. Când am ajuns în minutul 11 al partidei, FC Argeș momentan nu reușește să ajungă la poartă. Adrian încearcă să-l găsească pe Andrei, recuperează din nou Ilfoveni. Încearcă să calmeze puțin jocul. Ianis joacă scurt până la Mario. Minge în partea stângă. Pasă spre Răzvan. Răzvan iese foarte bine, Fabiano. Vedem viteză foarte bună din partea lui Răzvan. Dar Fabiano a fost inspirat la această fază. Luca joacă spre Gino. Gino este deposedat. Mingea revine lui Luca și aveam o situație foarte bună de a pleca pe contraatac, dar până la urmă Luca alege să calmeze jocul. Liber Adelin în centru, pasă din prima pentru Gino. Gino! Bun pressing-ul lui Gino, dar prinde Ianis. Degajare lungă a lui Ianis până în brațele lui Fabiano. Ultimul meci jucat de echipa noastră în sezonul trecut a fost pe 30 aprilie, chiar aici, la Bradu, contra celor de la LPS Banatul Timișoara. Atunci reușeam să ne impunem cu scorul de 4-1. Gino. Bun dribbling-ul lui Gino. Urcă Adrian. În partea stângă, Gino nu reușește acolo combinația cu Mircea. Recuperăm prin Luca pasă la Gino. Gino pentru Adelin, șut peste poartă. Șut peste poartă a lui Adelin. Reușim în sfârșit să construim o fază mai periculoasă și să aducem mingea în preajma careului advers. Iată un pressing avansat al nostru. Nu reușește Gino să ajungă la această minge și va fi din nou repunere din colțul careului pentru Concordia Chiajna. Aproape să recupereze Luca la mijlocul terenului. Foarte bine Luca. Aici Andrei nu reușește să țină mingea în teren, fostând el cu Mario. Elin ține adversarul de tricou, dar scapă fără avertisment la această fază. Spuneam că după o pauză de aproximativ 3 luni și jumătate au revenit și juniorii la treabă. Ieri la București au debutat echipele de juniori Under 15 și Under 16. Ambele formații au întâlnit Dinamo București. La Under 15 am reușit să ne impunem cu un neverosimil 11-0. În schimb, Under 16 le-a pierdut cu scorul de 3-1.
Ocazie pentru Chiajna. Minge pe lângă poartă. Ce ocazie a avut acolo David Dănăilă. O reluare spectaculoasă, iar în acest moment avem prima pauză de hidratare. Moment prielnic pentru antrenorul nostru de a le mai spune ceva jucătorilor. Un timeout. Dacă am fi la basket, am putea spune că ar fi un timeout. În curând se va relua și jocul. Fabiano joacă scurt. Încercăm să ieșim cu pase din defensivă. Însă Adrian. Mingea din nou în posesia ilfovenilor. Degajează Ianis. Adrian trebuie să fie atent aici. Reușește să trimită mingea până la Fabiano. Era presat acolo de Răducu. Ce pasă greșită a lui Andrei. Luca la mijlocul terenului. Reușește să câștige balonul. Foarte bun acest Luca. Este un jucător născut în anul 2006. Minge spre Andrei. Se respinge Răducu. Foarte bine Adrian. Adelin pierde mingea. A fost o pasă greșită a lui Mario, care își ceartă colegul. Foarte supărat și antrenorul Diaconescu. Momentan, antrenorul nostru, Dragoș Radu, este calm, pe margine. Dragoș Radu a jucat la FC Argeș între 2002 și 2005. A strâns 27 de apariții și a reușit să marcheze un singur gol pentru echipa noastră. Perează acolo pentru moment Shaim, dar pierde. Încearcă Leo o acțiune pe cont propriu. Scoate o aruncare de la margine. Spuneam de Dragoș Radu că a jucat la formația noastră. A și antrenat-o pe aceasta. Primul mandat al său a fost în primăvara anului 2008. Atunci când echipa noastră se afla în Liga a doua. Iar sezonul trecut a prins câteva meciuri în Superliga. Să vedem această repunere pentru Ilfoveni de pe partea stângă. Leonard respinge Andrei. Repune același Leonard. Din nou în careu. Răzvan încearcă să scoată mingea de acolo, reușim recuperarea și obținem o aruncare de la margine. A coborât acolo Andrei. Atenție aici, foarte bun pressing-ul lui Răzvan. Activ capitanul echipei oaspete. Minge spre același Răzvan. Până la urmă mingea ajunge la Răducu. Vine șutul pe lângă poartă. N-a fost Răducu, a fost
fost Anthony, Olaru Anthony. Vedem câteva nume foarte interesante la cele două echipe. Să-l vedem pe Dinuci acum. Minge spre Andrei. Andrei joacă foarte bine la Luca. Bun driblingul lui Luca, însă este deposedat. A încercat din nou să recupereze. Atenție la această fază. Este din nou Anthony. Shoot slab. Shoot slab. Prinde Fabiano. Gino câștigă duelul aerian. Luca recuperează. Minge spre Andrei. Andrei pierde în fața lui Mario. Bună devierea lui Anthony. Răducu 1-1 cu Adrian. Foarte bine Adrian la această fază. Să vedem ce va face Radu Dumitru. A încercat să centreze, dar a greșit total execuția. Vedem din nou presiune pusă de Ilfoveni. FC Argeș nu reușește, încă nu reușește să găsească spațiile necesare pentru un atac mai promițător. Fabiano, degajare spre Gino. Reușește Gino din nou să câștige duelul aerian. Greșește Radu. Gino pasă spre Andrei. Aici poate fi o situație bună a noastră. Andrei îl deposedează pe Radu. Vine șutul. Un dribling foarte bun al lui Andrei în fața lui Radu. Dar Ianis a fost atent. Este al doilea șut pe poartă al celor de la FC Argeș în această partidă. Elim. Respinge. Mario trimite la margine. Pressingul lui Gino. Nevoit să întoarcă Leonard până la propriul portar. Atenție. Oh, Luca. Un luft acolo al lui Luca. Minge ajunge la Răzvan care joacă la margine pentru Leonard. Leonard îl caută pe Răducu, respinge bine Adrian. Minutul 23 al partidei, în continuare 0-0 între FC Argeș și Concordia Chiajna în prima etapă a ligii de tineret. Astăzi va juca și echipa Under 17. Tot contra celor de la Concordia Chiajna. Atenție, Anthony care scoate mingea până la Manolache. Manolache nu reușește să șuteze. Un duel al lui Gino aici cu Edward. Arbitrul nu dă nimic și lasă jocul să continue. Avem și câțiva suporteri prezenți la această partidă. Foarte vehemenți la această fază. Dar cred că acolo s-au tras amândoi reciproc de tricou, iar arbitrul Marius a luat cea mai bună decizie. Greșește Răducu. Andrei pentru Gino. Gino e deposedat acolo. Recuperează Luca. Reușim recuperarea prin Andrei. Andrei îl are stânga lui, îl avea pe Adelin. Andrei, să vedem ce va face. Vine centrarea în fața porții. Respinge Mario. Luca a fost blocat în ultima secundă. Hands făcut de Mario aici și va fi o nouă lovitură liberă periculoasă pentru FC Argeș. Poate fazele fixe să ne ajute. Să vedem cine va executa această lovitură liberă. Același Dino și se pregătește. Încuraja Dino și să execute ca la antrenament această lovitură liberă. Să vedem dacă va fi un șut direct spre poartă. Da, asta se întâmplă, dar prinde din nou Ianis. Din nou șut pe centru. A încercat să repună rapid Ianis, dar a fost blocat de jucătorul nostru, chiar de capitanul Radu Ciuciulete. Leonard întoarce până la Ianis.
Ianis pentru Radu, Andrei interceptează foarte bine, Adelin, bună deviere, intră în careu Andrei, dar este deposedat, se întoarce cu spatele acolo, Gino. Spărat și antrenorul nostru, Dragoș Radu, pe Gino, pentru faptul că s-a întors cu spatele la această fază. Nu uitați, mâine la Mioveni, de la ora 17:30, este programat și derbiul județului Argeș. Meciul trebuia inițial să se joace marți, pe 15 august, la ora 21, dar între timp a fost reprogramat. Așa, dar vă așteptăm mâine seară, începere de la ora 17:30, lovit și arbitrul asistent la această fază. Minge spre Gino. Gino este faultat. Va fi lovitură liberă pentru FC Argeș. Spuneam de meciul de mâine. Joi, echipa noastră își va începe și parcursul în Cupa României, tot de la ora 17:30, atunci când va întâlni la Colonești echipa din Liga a 3-a, Vedița. Dacă va reuși să treacă mai departe, FC Argeș va mai avea nevoie să mai treacă de un tur pentru a ajunge în grupele Cupei României, acolo unde a fost sezonul trecut, din care a reușit să și iasă, însă a fost oprită în optim de fosta campioana României, CFR Cluj. Adelin, bune driblinguri aici, dar se dezechilibrează. Încurajat Adelin de pe margine. Radu, pasă spre Răzvan. Trebuie să fie atent Elim. Respinge Răzvan până la Matei. Gino! Aproape să ciupească mingea din fața lui David. Aici era ceva spațiu pentru echipa noastră, dar s-a grăbit Luca. Mai greșește și el. Leonard încearcă o lansare spre Răducu, respinge Adrian. Ginge întoarsă acolo până la Fabiano. Fabiano încearcă să-l găsească pe Andrei. Radu calmează și trimite până la propriul portar de gajare al lui Ianis. Respinge Radu. Protejează celălalt Radu de la oaspeți în fața lui Andrei. În continuare 0-0 între FC Argeș și Concordia Chiajna, dar cele mai mari ocazii le-au aparținut ilfovenilor. Anthony, foarte frumos călcâiu. Radu. Până la Andrei faultează pe Leo. Rut o fază rapidă, antrenorul oaspeților, atenție aici, Gino! A ieșit Ianis, atenție, de ce? De ce a oprit jocul aici arbitrul? Putea lăsa legea avantajului. Mingea ajunsese la un jucător de-al nostru. Avem al doilea cartonaș galben. Este primit de Ianis. S-a grăbit aici arbitrul. O nouă lovitură liberă pentru FC Argeș. Să vedem dacă va executa același din ochi. Și așează mingea, se pare, Gino. Să-l vedem pe Gino.
cu piciorul stâng. Îi scoate din nou și mingea lui Gino, șutează pe jos, însă slab. Mingea a fost respinsă de zid, recuperează Luca. Luca, deposedat foarte bine acolo de Edward, care reușește să obțină și posesia pentru echipa sa. Vedem momentan FC Argeș pune probleme doar din faze fixe. Pozițional nu reușim să construim mai nimic. Minge spre Dinoci. Decarul nostru joacă la margine până la Andrei. Andrei, deposedat de Răzvan. Scoate și posesia și avem o nouă pauză de hidratare. A doua a acestei partide. În acest moment sunt 27 de grade aici la Brado. Să vedem ce indicații le va da Dragoș Radu jucătorilor noștri. Se pare că de această dată Cristi Tănase a fost desemnat omul cu indicațiile antrenorului secundar lui Dragoș. Să nu se facă confuzia între fotbalistul Cristian Tănase și antrenorul Cristian Tănase. Este doar o coincidență de nume. Se reia jocul cu repunere de la margine pentru Ilfoveni. Eduard a aruncat lung până la Anthony. Anthony a deviat foarte bine pe spate pentru Răzvan. Răzvan în duel cu Shaim și foarte bine jucătorul nostru. Adelin nu reușește devierea. Radu în duel cu Răducu. Un hands făcut aici de Radu. Supărați suporterii prezenți la această partidă pe decizia arbitrului. Execută Răzvan această lovitură liberă în care... Dar am reușit să stăm foarte bine acolo. Un meci plăcut până în aceste momente. Am avut de toate. Ne lipsește însă golul. Minge spre Răducu, foarte bine Adrian. Adelin bagă mingea în centru, recuperează Matei, neatent Adelin. Aici îl fauzează pe Matei. Radu pentru Răducu. Andrei coboară să-l ajute pe Adrian. Și este faultat. Radu joacă până la Dinoci. Adrian joacă în centru până la Adelin. Adelin, un dribling, al doilea. Ține foarte mult de minge, dar arbitrul revine asupra fazei. Se pare că Adelin a fost faultat. Dinoci. Trebuie să fie creierul de la mijlocul terenului pentru FC Argeș. Această fază,
Minge din nou la Dinoci. Dinoci între trei adversari. Pierde Dinoci mingea și este o ocazie de contraatac pentru Concordia Chiajna. A blocat bine Radu. Foarte bine Dinoci. Reușește să-și răscumpere greșeala. El a pierdut, el a recuperat. Gino e luat pe sus acolo. La fel și jucătorul nostru. Iată ce intrări aici. Dinoci a fost luat pe sus de Mario. Scapă fără avertisment jucătorul ilfovenilor. Spune arbitru că la următoarea intrare ei va acorda cartonașul galben. Spuneam până acum avem două cartonașe galbene, unul pentru fiecare echipă. Cercat Dinoci în exterior spre Andrei. Minge la Adelin. Adelin de posedat de Mario. Atenție aici. Atenție, atenție, atenție. Și cartonaș galben pentru ambii jucători, și pentru Adelin și pentru Mario. Iată că n-a durat mult până ca Mario să primească cartonașul galben. Certat Mario de antrenorul său. N-avem nevoie de asemenea gesturi. Ce nu dau dovadă deloc de fair play. Se rea jocul între timp. Respinge Shaim. Minge la Andrei. Andrei combină cu Luca. Însă nu reușim. Încercăm foarte multe acțiuni pe centru. Dar stau foarte bine ilfovenii. Aglomerează foarte bine. Minge în față spre Răzvan. Din nou Fabi, atent. Mai avem aproximativ 10 minute până la pauză. Cu siguranță jocul va fi prelungit pentru că am avut acele două pauze de hidratare. Matei deposedat și avem o șansă foarte bună de contraatac. Dinoci. Dinoci. Bună pasă spre Andrei, să vedem dacă reușește să țină mingea în teren. Luca, bună pasă spre Gino. Gino intră în careu. Gino deposedat acolo. Dacă nu reușim pe joc pozițional, putem să-i surprindem pe contraatac. Însă Gino a fost deposedat în ultimul moment de Adrian. Cu siguranță și căldura vă spune cuvântul în aceste faze. Trebuie să fie atent aici, Radu. Ne ajută arbitrul aici, dă faul pentru noi. A fost duelul lui Radu cu Anthony. Anthony, un nume sonor acum în fotbalul modern, după ce brazilianul a fost transferat la Manchester United. Gino, Andrei, a fost între patru adversari, s-a închis acolo, până la urmă a reușit să scoată mingea la Luca, bună pasă spre Gino, vine centrarea și... Nu s-a dat fault acolo. A fost execuția lui Andrei. Periculoasă. Gino trimite cu capul pe lângă poartă. Bună centrarea lui Adrian. Iată, în sfârșit, reușim o fază mai periculoasă. A venit acolo cu talpa cam sus Adrian, dar nu a fost penalizat de arbitru. Dusese la un moment dat flerul la gură, dar s-a răzgândit.
Vedem, Chiajna nu a mai reușit să se apropie la fel de periculos ca în primele 15 minute de poarta noastră. Respinge Radu. Shaim, Gino. Preia Gino, deposedat de Leo. Gino, jucător ce a debutat și la echipa mare. Sezonul trecut în Superliga. E unul din puștii promițători ai formației noastre. Respinge din nou Shaim, mingea la Anthony. Dar stă foarte bine Andrei. Recuperează Adrian, trimite mingea în adâncime spre Anthony, în care e Anthony? Prinde Fabi. Este a doua acțiune finalizată de Anthony în această partidă, dar din nou cu șut pe mijlocul terenului, pe mijlocul porții. Radu joacă la margine pentru Adrian. Trebuie să aerisească jocul băieții noștri. Radu calm până la Fabi. Vedem, încercăm din nou să ieșim cu pase din propria jumătate. Adrian. Minge spre Gino. Ia foarte bine Gino fața aici lui Matei. Recuperează Andrei și este faultat în cele din urmă. Eduard a încercat să se repună rapid de la margine, dar nu a auzit flerul arbitrului. Se execută între timp lovitura liberă. Dinoci. Am margine pentru Andrei. Nu este Andrei, este Luca. Radu încearcă verticalizare, cade mingea pe mână lui Leo. Așa a apărut, dar arbitrul nu dă nimic. Și Adi iese cu mingea în afara terenului. Își ceartă elevii Dragoș Radu. Răzvan stă bine, Shaim, Luca, faultat Luca. Arbitrul însă de această dată lasă legea avantajului. Bună pasa lui Adelin! Andrei în care apără Ianis în sfârșit. Adelin încearcă o pătrundere pe tușă, se cere din nou penalti. Mingea ajunge la Adrian, vine centrarea blocată și este primul corner al partidei pentru formația noastră. A intrat în minutul 44 al primei reprize. Se pregătește să execute acest corner din Oci. Secută din ochi, la bara a doua iese Ianis. Gino nu reușește să mai ajungă la această minge, să o țină în teren, repune de la margine rapid, nu mai așteaptă pe fundașul de pe acea parte. Luca e faultat, arbitrul lasă din nou legea avantajului. Respinge Mario și Adelin, șut pe jos, scoate Ianis! Ce ocazie pentru FC Argeș! Se resimte Luca. Un nou corner pentru FC Argeș. Vedem o presiune pe finalul primei reprize a formației noastre. Două ocazii în mai puțin de două minute. Între timp s-a ridicat și Luca. Execută din nou Dinoci cornerul, din nou spre bara a doua. A fost lovitura de cap a lui Radu peste poartă. Suntem în ultimul minut al primei reprize. În continuare, egalitate între FC Argeș și Concordia Chiajna. Se pregătește să se execute această repunere Ianis.
Două intervenții foarte bune ale lui Giannis în finalul acestei prime reprize. Shaim spre Gino, însă a respins Radu. Avem două minute de prelungiri. Am văzut acolo semnul arbitrului. Greșește Andrei în fața lui Anthony, dar Radu reușește să îndepărteze pericolul. Se duce să repună Leo. Repune Leo. Atenție! A fost ricoșeu favorabil pentru Chiajna. Răzvan a încercat să întoarcă mingea în fața porții. Aici faultat Adelin. Adelin a fost cel mai tăvălit jucător al formației noastre în această partidă. Din primul până în ultimul minut a reprizei. Va degaja Fabi. Mai avem doar câteva secunde până la sfârșitul primei reprize. Gino încearcă acolo să se întoarcă cu balonul. Luca joacă la margine până la Adrian. Nu este Adrian, este Shaim. Shaim, centrare în blocaj. Mingea la Gino. Cerca Gino acolo o trecere spectaculoasă. Shaim lasă mingea în afara terenului și este capăt de primă repriză. La pauză, FC Argeș și Concordia Chiajna se află la egalitate 0-0. Revenim în aproximativ 15 minute.
Am revenit pe stadionul din Bradu cu repriza secundă a duelului dintre FC Argeș și Concordia Chiajna. Meci ce face parte din prima etapă a Ligii Elitelor. Egalitate la pauză 0-0. Va începe în curând și repriza secundă, să facem cunoștință și cu loturile celor două echipe. Concordia Chiajna începe cu Iani Stanciu în poartă, Mario Iordan, jucător de câmp, Leonard Alexandru, Dumitru Radu, Iancu Adrian, Manolache Matei, Olaru Anthony, Dănăile David, Lungu Răzvan, Bunescu Eduard și Rădulescu Răducu. Nici o schimbare în tabăra ilfovenilor la pauză. De partea cealaltă, FC Argeș începe cu Fabiano Betini în poartă, jucător de câmp Șaim Elim, Păduraru Cosmin, Manea Adrian, Radu Ciuciulete, Predescu Luca, Dinoci Alexandru, Stoica Andrei, Badea Andrei, Mircea Adelin și Gino Oprescu. S-a efectuat o schimbare la pauză la FC Argeș, a ieșit de pe teren jucătorul cu numărul 24, Păun Florentin, și a intrat jucătorul cu numărul 43, Păduraru Cosmin. Între timp a apărut și umbra aici. Dacă în prima repriză a fost o căldură infernală, cum avem parte de o vreme mult mai bună pentru fotbal. Răzvan. Se pare că a fost efectuată și o schimbare la Concordia Chiajna. A intrat pe teren jucătorul cu numărul 20, Bumbănac Claudiu. Manolache, vine șutul lui Mario deviat și este gol pentru Concordia Chiajna. Marchează Mario, fundașul central al celor de la Concordia Chiajna. Urcat surprinzător în atac la această fază. Minutul 47, așadar 1-0 pentru Concordia Chiajna. Golul a fost marcat de Iordan Mario. Spuneam, a intrat pe teren la Concordia Chiajna Bumbănac Claudiu. Să vedem reacția echipei noastre, care a terminat prima repriză în atac și a avut multe ocazii. Andrei în careu, Andrei! Bună pasă, nu e offside la celălalt Andrei, Andrei Stoica. A fi doar repunere din cursul careul de 6 metri. Iată ce început de repriză, secundă avem. Spuneam, FC Argeș a încheiat prima repriză în atac, dar iată că după acele ocazii uriașe ratate am fost taxați. Am primit gol chiar în primele 2 minute ale reprizei secunde. Repunere pentru Chiajna. Se pare că la Chiajna a ieșit jucătorul cu numărul 7, Rădulescu Răducu. Și a intrat Bumbănac Claudiu. Minge în centru pentru Matei, Matei pentru Răzvan, Răzvan învoluie Leo. Mingea lui Răzvan pentru Leo. Vine centrarea lui Leo, blocată de nou intratul Păun. Pădurarul, mă scuzați, după un. A fi lovitură de colț pentru Chiajna de pe partea stângă, execută capitanul echipei, Lungu Răzvan. Vine centrarea lui Răzvan, respinge bine, respinge Cosmin. Un luft acolo al jucătorilor noștri. Radu, bună pasă spre Răzvan, dar este offside. Încerca să executăm această lovitură liberă, dar se pare că mingea era încă în mișcare. Iar arbitrul Bădoiu Marius Daniel a fluierat. Fabi joacă pentru Gino. Gino blocat aici.
Recuperăm prin Shaim și este faultat aici Shaim. O nouă intrare dură asupra jucătorilor noștri. Edi nu l-a amenajat la această fază pe Shaim. Radu combină cu același, combină cu Cosmin, Shaim, din nou Radu, Adrian, tace până la Fabi, vedem un pressing foarte avansat și foarte bun al celor de la Concordia Chiajna. Fabi aproape să se complice în fața lui Anthony, dar a reușit să scoată această minge cu bine din careul propriu, recuperează din nou Ilfoveni, noul intrat Claudiu, combină cu David. Luca, îl bagă în ședință aici pe Fabi. Își cere scuze propriului portar. Fabi cu același Luca. Luca spre Adrian. Gino. Se cere fault. Vedem lupte aprige pentru balon în aceste momente. Lansare spre Răzvan. Trebuie să fie atent Shaim. Pune bine foarte corpul Shaim. Se încurcă jucătorii noștri la această fază. Adrian l-a încurcat aici. Andrei, de fapt, l-a încurcat aici pe Shaim. Puțin nervi în tabăra echipei noastre. Mai ales după primirea golului. Prinde Fabi. Și este o șansă foarte bună de contraatac pentru FC Argeș. Chiajna a urcat cu majoritatea echipei în jumătatea noastră. Adelin pentru Gino. Gino intră în careu. Gino vine centrarea. Andrei. Execuție spectaculoasă. Nu reușește Adelin preluarea. Se cere un fault al celor de la Chiajna. Vine șutul lui Dinoci. A fost blocat acolo de Adrian. Acest șut al lui Dinoci. Vedem două ocazii foarte bune pentru echipa noastră de a restabili egalitatea. Același Dinoci va executa cornerul de pe partea stângă cu piciorul drept. Execută Dinoci spre Gino! Gino nu reușește să câștige duelul aerian și să vedem pentru cine va fi posesie. Mingea va rămâne pentru echipa noastră. Radu l-așteaptă pe Shaim. Gino. Fault aici al lui Cosmin. Leo repune mingea în joc. Adelin câștigă duelul aerian cu Adrian. Radu minge la Matei. Matei lansare spre Răzvan. Nu iese Fabi. Răzvan peste poartă. Nu s-au coordonat la această fază Fabi și noul intrat Cosmin. Matei, Răzvan, iese Fabi. Cosmin pentru Radu. Radu pasează în centru, recuperează marcatorul golului Mario. Matei. Cerca să-l găsească pe Anthony. Shaim trebuie să fie atent aici, se complică Shaim în fața lui Răzvan, dar vedem arbitrul de centru arată posesie pentru Concordia Chiajna, arbitrul asistent a dat posesie pentru FC Argeș. S-a văzut clar cum mingea a ieșit din jucătorul Ilfovenilor.
Repune Leo pentru Anthony, Anthony în duel cu Cosmin. De această dată e posesie pentru FC Argeș. O repriză secundă mult mai bună decât prima. A respins Adrian. Neatent aici, Shaim. A pierdut un temul fața lui Răzvan. Anthony. Anthony vine centrarea blocată de Dinoci și va fi corner pentru Chindia. Pentru Concordia. Arbitru cheamă doi jucători. Dau lupte grele acolo în care eu, Radu și Anthony au fost chemați. Vine centrarea lui Răzvan. La prima bară, Fabi, atenție, bară! Bara lui Anthony, bară transversală. Și ce călcâi scoate de pe linia porții Cosmin. Ce execuție spectaculoasă am văzut acolo. Și este penalti pentru Concordia Chiajna. Scos de Anthony. Minutul 57 al partidei. Se pregătește să execute Răzvan. Răzvan față în față cu Fabi. Se aude acum fluierul arbitrului. Răzvan! 2-0 pentru Concordia Chiajna. A tras în dreapta Răzvan. Fabi s-a dus în stânga. Minutul 58 al partidei. Concordia Chiajna conduce cu scorul de 2-0. Dinoci, Andrei. Luca și preluare bună a lui Stoica. Prinde Ianis. Vine degajarea lui Ianis, foarte lungă, greșește Radu. Claudiu în duel cu Radu. Respinge Radu și până la urmă cel care îndepărtează pericolul este Adrian. A repus de la margine Radu. Adrian, faultat Adrian aici. Faultul lui Claudiu. Și avem un nou cartonaș galben. Al cincilea cartonaș galben așadar al acestei partide este arătat lui Claudiu. Se resimte Adrian, dar până la urmă se va ridica.
pauză de hidratare în acest minut 60. Prima pauză de hidratare a reprizei. S-a reluat jocul, vine șutul lui Mario de la distanță peste poartă. Degajează Fabi. Nu iese preluarea lui Gino. 6. Și atenție aici. Duelul lui Gino cu Yanis, se resimte Gino. Va fi minge de arbitru. Degajare a lui Yanis. Claudiu a încercat să pună mingea jos, Dinoci, Radu, oh, ce pasă bună aici în adâncime pentru Anthony, Anthony l-are în careu pe Răzvan, respinge Cosmin, pus pasa lui David, acolo spre Anthony. De la ora 14, rămâneți alături de noi pentru că urmează partida dintre FC Argeș Under 17 și Concordia Chiajna Under 17. Un double header astăzi contra Ilfovenilor. Vine centrarea spre Anthony, respinge Radu. Claudiu nu centrează, preferă să joace scurt până la Adrian și va fi aruncare de la margine pentru FC Argeș. Crampe pentru Mario. A fi o nouă schimbare la Concordia. Este schimbat marcatorul primului gol al acestei partide. Iordan Mario. A intrat pentru Concordia Chiajna Jurubiță Alexandru, jucător cu numărul 13. Le pentru FC Argeș, minge în zona lui Gino, respinge Adrian.
Radu, Dinoci. Dinoci a trimis în afara terenului un stop foarte bun făcut acolo de antrenorul nostru, Dragoș Radu. A fost în mijlocaș. A prins și 21 de selecții în echipa națională a României sub 21 de ani. Din nou repunere pentru Concordia Chiajna. Execută Radu. Vedem până acum doar o schimbare în echipa noastră. Claudiu pentru Radu, vine centrarea, respinge Cosmin și va fi corner pentru Concordia. Echipa mare a Concordiei a pierdut ieri în fața celor de la CSM Alexandria. Surpriza etapei ligii secunde. Mâine FC Argeș va încheia runda împotriva celor de la CSM Ioveni. Sperăm la o victorie. Gino blocat de Claudiu. Iată Claudiu a coborât la mijloc. Între timp cred că antrenorul Concordiei a schimbat și sistemul. Joacă un 4-3-3. În prima repriză a jucat un 4-4-2. Minge spre noul intrat Jurubiță, Alexandru, se bate Gino. Recuperează din noci pentru moment, Jurubiță pentru Leo. Leo are spațiu bun, fundașul stânga al ilfovenilor, îi pasează lui Răzvan. Răzvan caută o poziție de centrare, centrează și mingea este blocată de Elim. Luca pentru Gino, pasă în centru greșită a lui Gino, ricoșeu favorabil pentru Ilfoveni, dar se încurcă Leo. S-a complicat Radu acolo, a fost un dribling în fața lui Claudiu. Încearcă un lung de linie. Au cam obosit jucătorii noștri. Apar și tragerile de timp. Leo pentru Anthony, se cere fault. Dar arbitrul nu dă nimic, Dinoci pentru Adrian. Adrian n-are cu cine juca și preferă să întoarcă la Radu. Radu pasă spre Gino. Radu trebuie să fie atent aici, a fost în duel cu Claudiu. A reușit cinciarul nostru să câștige duelul. Ține Andrei o aruncare de la margine. Minutul 70 al partidei. 2-0 pentru Concordia Chiajna. Din nou minge a ilfovenilor. Radu pentru Luca, Luca joacă pentru Adrian, nu reușește Adelin aici,
să ajungă la acel balon. Minge din nou la formația noastră. Radu schimbă direcția de atac spre Elin. Elin este out pentru Concordia Chiajna. Între timp pe margine a venit și Florin Drăgușin, antrenorul echipei Under 17. Le dă și el sfaturi jucătorilor. Sperăm ca formația lui să reușească să-i răzbune pe aceștia și să câștige partida contra Concordiei. Mulți fotbaliști care evoluează acum pentru echipa de la Elite au fost sezonul trecut antrenați de Drăgușin. Recuperează Concordia. Minge la margine spre Radu. Radul caută spre David. Radul caută pe David. Reușește Adrian acolo cumva să scoată balonul. Anthony. Adrian. Trebuie să pune cineva mingea jos. Până la urmă o face Luca. Andrei. Cerca să-l găsească pe celălalt Andrei. Foarte mulți Andrei și Adrian în teren. Între timp și un jucător al nostru are crampe. Este vorba de capitanul echipei, Radu Ciuciulete. Să vedem cine va intra. Sau dacă va intra cineva. Radu între timp este trimis pe margine pentru a primi îngrijiri medicale. Pauză de hidratare, ultima a acestei partide. S-a terminat și pauza de hidratare, se va relua jocul în curând. Între timp, Radu a primit cele îngrijiri medicale. Este în acest moment reprimit în teren de arbitru acestei partide. Mingea la Luca, Luca Andur cu Alexandru la mijlocul terenului. Recuperează Gino, joacă scor până la Adelin. Adelin dezvoltă jocul, n-a fost Adelin, a fost Dinoci. Dezvolta jocul spre Selin. Spre Șain, mă scuzați. Șain. Pentru Dinoci. Dinoci pentru Radu. Radu joacă la margine pentru Adrian. Adrian este deposedat de Anthony și să vedem această fază. Anthony este de unul singur. Încearcă Adrian să revine. Și reușește. Scoate și posesia pentru echipa noastră. Încă două schimbări la Concordia Chiajna. Vor intra jucătorii cu numărul 19, Dumitru
Dragoș și jucătorul cu numărul 14, Chifor Antonio. A ieșit de la Concordia jucătorul cu numărul 4, Iancu Adrian, și jucătorul cu numărul 8, Dănăilă David. E ok, forând el cu Gino. Punere pentru Concordia. Repune același Chifor. Răzvan. Se pare că nu a ieșit David de pe teren. A ieșit de carul echipei. A ieșit Manolache Matei. Luca pentru Gino. Recuperează din nou Chiajna. Adelin. Adelin l-a căutat pe Andrei acolo. Pare că s-a efectuat o schimbare și la Feciarde și a intrat cu numărul 88, Ion Romeo. A ieșit jucătorul cu numărul 80, Andrei. Jurubiță, greșește aici Alexandru, recuperează Andrei Stoica. Andrei Stoica între trei adversari, vine centrarea blocată și va fi corner pentru FC Argeș. Încearcă Piteștenii să înscrie măcar golul de onoare. Dar n-au mai avut o ocazie periculoasă de la sfârșitul reprizei. La sfârșitul primei reprize vine centrarea, respinge Ianis. Luca... Răzvan, atenție la această fază. Răzvan, Matei, greșește Matei. Între timp Răzvan se prăbușește pe gazon. Dinoci. Merge spre Andrei, dar se ridică Fanionul de la margine. Poziție neregulamentară a lui Andrei. De timp s-a ridicat și Răzvan de pe gazon. Ianis degajează, a fost prestat acolo de Romeo. Oh, ce greșeală aici! Degajează Fabi. Leo... Bună viteza lui Gino. Se bate Gino acolo. Cred că mai bine lăsa mingea să iasă în afara terenului. A fi aut pentru FC Argeș. Radu. FC Argeș cu toată echipa în jumătatea adversă. Adelin îl faultează pe David.
Mai avem 10 minute din timpul regulamentar, vom avea din nou și prelungiri, așa cum am avut în prima repriză. Mingea spre Răzvan, Răzvan! Între timp s-a mai prăbușit și pe teren încă un jucător al celor de la Concordia. Acuză crampe. Spuneam că se trage de timp. Să vedem cine este jucătorul care se resimte acolo la Chiajna. Gino între timp în duel cu Alexandru. Eduard a fost jucătorul celor de la Chiajna care se resimte. Iată-l pe Eduard respingând acum balonul în afara terenului. Și vedem, se mai pregătește o nouă schimbare la Chiajna. Va intra jucătorul cu numărul 16, este vorba de Nichifor Răzvan. După această fază fixă se va efectua și schimbarea. Între timp pe margine au ieșit și jucătorii under 17 la încălzire. Se respinge mingea. Adelin pentru Gino. Vine centrarea lui Gino, bună! Nu reușește Radu să lovească acolo balonul cu capul. Iar în acest moment, așa cum spuneam, se produce și schimbarea. Eduard a ieșit de pe teren, așadar a intrat Nichifor Răzvan. Bună pasa lui Adelin cu exteriorul spre Andrei. Romeo spre Andrei, dar se ridică din nou Fanionul de la margine. Minutul 84 al partidei. Degajează Ianis, respinge Radu. Claudiu. Matei. Câteva caramboluri acolo. Pasă la margine spre Chifor. Antonio. A încercat să-l găsească pe Matei. Prinde Fabi. Adelin. Minge din nou la Ianis. Încășare greșită a lui Ianis. Foarte bun pressing-ul făcut acolo de Romeo. Dinoci, din nou, Luca, bună pasă din prima spre Adelin.
Adelin a încercat să-l găsească pe Andrei. Andrei pierde duelul cu Claudiu. Lung de linie, nereușit al lui Claudiu. Atenție aici, Cosmin. Trimite până la Fabi. Elim este singur aici. Minge spre Luca, deposedat Luca de David. David pentru Răzvan Serer, ridică fanionul de la margine. Cartonaș galben pentru Răzvan. Patru la doi la cartonașe galbene pentru Concordia. Cosmin pentru Dinoci. Din nou Dinoci. Dinoci, un dribling în fața lui Claudiu. Adelin pierde mingea. Va fi șansă bună pentru Concordia. Alergă acolo jucătorul cu numărul 19. Este vorba de Dragoș. Scoate o aruncare de la margine. Respinge Nichifor în afara terenului. Leo greșește și șansă bună pentru FC Argeș. Gino. Gino în duel cu Antonio. Gino un Ronaldo Ciop. Ricoșe favorabil și gol! FC Argeș. A marcat Andrei Stoica. Minutul 88 al partidei. Hai că se poate. Iar FC Argeș mai are la dispoziție aproximativ 5 minute, cu tot cu prelungiri, pentru a reuși să restabilească egalitatea pe tabelă. Minge spre Răzvan, Fabi trebuie să fie atent. Da, a fost foarte bine Fabi. Gino. Gino reprimește de la Luca. Gino. Gino schimbă direcția de atac până la Adrian. Adrian pentru Gino. Deposedat Gino. Recuperează Andrei Stoica, marcatorul golului. S-a încercat o centrare. Elin. Mingea va fi pentru FC Argeș. Adrian aici, atât. Cartonaș galben. Un nou cartonaș galben pentru jucătorii Concordiei. Romeo. Respinge Răzvan. David. Mingea este la Andrei. Frumoase driblingurile lui Andrei Stoica, dar până la urmă Claudiu coboară. Vedem cei de la Concordia Chiajna sunt cu toți și cu aproape toți jucătorii în propria jumătate. Singurul rămas în față este Dragoș. Încearcă să conserve acest rezultat. Ilfoveni. Claudiu unde el cu Dinoci, stă bine Dinoci. Câștigă Adelin mingea, Romeo. Dragoș. Să vedem ce va face Dragoș la această fază. Întoarce spre Claudiu, vine centrarea lui Claudiu, prinde Fabi. Încearcă Fabi o degajare nereușită, dar până la urmă mingea ajunge la Gino. Bună preluarea lui Gino.
O preluare pe poziție viitoare a lui Gino Oprescu, vine centrarea în care cercat o centrare pe jos Gino în căutarea lui Romeo. Luca greșește Luca. Luca joacă într-un picior în aceste momente. Adrian a încercat să-l găsească pe Andrei. Arbitru arată 5 minute de prelungiri. Așadar, FC Argeș mai are la dispoziție 5 minute pentru a restabili egalitatea. Radu. Hai sus! Fii minge pentru FC Argeș. Radu pentru Fabi. Fabi, oh! Aproape se recuperează de Dragoș. Ricoșeu până la Gino. Gino pentru Dinoci. Dinoci cu Gino. Gino a încercat din prima spre Romeo. Cosmin joacă scurt până la Fabi. Este pressing-ul lui Dragoș. Cosmin are spațiu să urce. Joacă până la Dinoci. Dinoci pasă în centru spre Romeo. Surprins Romeo de această pasă a lui Dinoci. Credea că mingea va ajunge în altă parte. Ianis. Din nou degajare lungă a portarului oaspeților. Adrian respinge mingea în afara terenului. Sunt ultimele momente ale acestei partide. Poate un ultim atac al piteștenilor. Gino, iată-l pe Gino unde a coborât. Gino, verticalizare. Recuperează Teajna pentru moment. Vinge din nou spre Gino. Gino. Andrei, deposedat de Alexandru. Andrei deposedat. Se schimbă direcția până la Shain. Ianis încearcă să mai câștige câteva secunde pentru echipa lui. Fabi. Pentru Shain. Shain. Ce este Shain? Radu. Se complică Radu. Foarte bine. Foarte bine, Elin. Are spațiu. Gino spre Luca. Să vedem cât mai poate Luca. Luca pasă spre Dinoci. Se cere fluierul de final. Faultat aici dur Shain. Arbitrul nu acordă nimic. Fabi. Radu. Avem nevoie să aruncăm mingile în față.
Asta se întâmplă, Romeo, Luca, bună pasă la Dinoci, șutul lui Dinoci! Oh! Ce ratare are Dinoci! Din nou Ianis, îngerul păzitor al celor de la Concordia Chiajna. Corner pentru FC Argeș. Fabi își întreabă antrenorul dacă poate urca și el în atac la această ultimă fază. Vine centrarea lui Andrei. Mingea ajunge la Adelin. Adelin, centrare respinsă. Îndepărtează Elfoveni pericolul. Elin, deposedat de Răzvan, iar în acest moment se aude flerul de final. Concordia Chiajna se impune cu scorul de 2-1 în prima partidă a Ligii Elitelor.